condițiile climatice din România au fost variate. Dacă luăm, spre exemplu, zona de est a României, și anume județele Iași, Vaslui, Galați, o parte din Buzău, Vrancea, am avut condiții foarte puternice de secetă, chiar drastice, și în această zonă foarte puțini fermieri au semănat rapiță. Unii au încercat, bineînțeles cu cheltuielile mari pe unitatea de suprafață, au încercat și au semănat. Dar, pentru că n-au avut umiditate, rapița a rămas practic în sol ca și în sac. Urmând ca, sper ca după aceste 2-3 zile de ploi care au fost și în zona respectivă, să înceapă să germineze și să plece în vegetație. Opus la ceea ce am spus până acum, am putea să ne referim în zone cum ar fi județele Dolj, Mehedinți, Caraseverin, unde din cauza umidității prea mari, fermierii n-au putut semăna, n-au putut să intre să recolteze culturile anterioare și nici să pregătească pentru rapiță sau pentru grâu. Deci în România, două opoziții, să zic, care au afectat culturile de atât cele de vară, cât și cele de toamnă. Dacă ne gândim la rapiță, cum am spus dumneavoastră, stadiul de vegetație este diferit. Deci putem întâlni rapița în acest moment de la faza de cotiledoane până la faza de 5-6 frunze. Și la ce ar mai putea să se aștepte fermierii de acum încolo? Păi cei care sunt deja cu rapița în faza de 5-6 frunze ar trebui să orienteze pentru aplicarea unor regulatori de creștere, pentru că încă mai avem, sper, o lună în care rapița poate vegeta, și anume luna noiembrie, și atunci ar depăși faza normală de rezistență peste iarnă. Și atunci se poate interveni cu un produs pe bază de tebuconazol în doză de aproximativ 500 de mililitri pe hectar, care, pe de o parte, poate stopa creșterea rapiței, în așa fel încât la intrarea în iarnă rapița să fie în faza de 6-7 frunze, dar pe partea cealaltă acest tebuconazol poate combate foarte bine anumite putregaiuri care se instalează în cultura de rapiță. Dacă ne referim la celelalte culturi de rapiță care sunt în fază mai mică, în faza de 2-3 frunzulițe, sigur că acolo fermierul trebuie să dea importanță, în primul rând, combaterii dăunătorilor, pentru că în faza de 2-3 frunzulițe putem avea un atac puternic de pureci de pământ, Phyllotetra atra. Sau, în fază puțin mai avansată, la 4 frunzulițe, putem avea atac de larvele de vespe, care, de cele mai multe ori, dacă nu trece prin câmpul respectiv, poate să determine pagube însemnate. Inclusiv poate merge chiar la compromiterea culturii. Și în condițiile acestea, fermierul poate aplica foarte ușor un insecticid de contact, care nu este foarte scump și care poate controla foarte bine acești doi dăunători. Și alți dăunători. Anul acesta știu că au fost mari probleme cu rozătoarele în câmpurile din România. Există riscul acesta și la începutul culturii de rapiță? Da, pentru că de cele mai multe ori rapița vine după grâu. Mai ales acolo unde am avut, să zic, un atac puternic la grâu, dar nu s-a făcut arătură pentru pregătirea terenului la rapiță, sigur că atacul va fi mult mai mare decât unde s-a făcut arătură. De ce spun asta? Pentru că prin arat se pot distruge aceste cuiburi de șoareci și dacă cei care au mers pe teren au văzut că în urma plugului apar foarte mulți pescăruși, apar foarte multe berze, ceea ce duce, mâncând aceste rozătoare, duce la diminuarea numărului de indivizi pe suprafața respectivă. Și este o metodă, să zicem, un pic de control a acestor dăunători. Pe partea cealaltă, prin arătură, pur și simplu le stricăm cuiburile, le distrugem hrana și atunci mai pleacă din sola respectivă.
Sunt recomandate în astfel de cazuri, de exemplu, aplicarea unor otrăvuri? Da, dar sunt posibile aplicate anumite produse care combat rozătoarele, dar acele produse trebuie să fie aplicate oarecum cu restricție, pentru că în zona respectivă mai avem și animale care sunt animale sălbatice care pot ajunge pe acolo și mai ales pe rapiță și pot mânca și acele produse pe care le punem noi și pot contribui la, să zic, la afectarea acestor faunei sălbatice. Și de cele mai multe ori este bine ca, dacă avem asemenea atac, să discutăm cu firmele de protecție a plantelor și acestea pot face o recomandare ce fel de tratament poate să utilizeze, cum să-l utilizeze și care sunt condițiile cele mai safety pentru produsul respectiv. Pentru că sunt mai multe produse și firmele recomandă anumite măsuri de protecție. Ce alte probleme ar mai putea apărea în momentul de față la cultura de rapiță și cum ar putea să o pregătească fermierii pentru a intra în iarnă? Păi, o altă problemă care ar putea să apară ar fi vorba de apariția buruienilor monocotile în special. Când ne referim la aceste buruieni monocotile, discutăm chiar de grâu, pentru că rapița vine în rotație după grâu și bineînțeles că rămâne samula asta de grâu care răsare după ce semănăm rapița, grâu sau ors, depinde, și atunci trebuie să intervenim pentru combaterea acestor plante. Combaterea nu este foarte grea, se găsesc produse foarte cu prețuri foarte mici care pot combate aceste plante în cultură sau, să le spunem, burieni. Dar și aici depinde foarte mult de modul în care aplicăm tratamentul. În ce sens? Pentru că dacă lăsăm și aplicăm mai târziu tratamentul și plantele de grâu sau ors au înfrățit, automat trebuie să mărim doza de erbicid pe care o dăm. Dacă sunt neînfrățite, atunci putem reduce, diminua doza. Și atunci depinde de perioada în care aplicăm, depinde de stadiul de vegetație al acestor plante. Și ar mai fi o problemă pe care ar putea să o facă sau să zicem o situație pe care ar putea să o utilizeze fermierii pentru a crește rezistența rapiței la iernare, aceea de a aplica anumite îngrășăminte foliare care vin și determină creșterea concentrației sucului celular. Prin creșterea concentrației sucului celular crește și rezistența rapiței la iernare. Pentru că mai nou se spune că soiurile și hibrizii omologați recent au o toleranță mai bună, nu putem spune rezistență, o toleranță mai bună la ger. Și în unele companii spun chiar că poate ajunge până la minus 23-25 de grade. Dar de asemenea trebuie să vină acele companii să spună că în anumite condiții. Ce înseamnă aceasta? Că rapița să fie în faza de 7-8 frunze, deci numai bună pentru a intra în iarnă, de asemenea de a, să zicem, toamna să fie lungă, dar totodată frigul să vină treptat, pentru că dacă vine după 10 grade, vine minus 10 grade, automat că poate, pot fi distruse și anumite plante. Și de asemenea, umiditatea. Niciodată firmele nu spun că umiditatea poate fi un factor determinant, pentru că dacă avem umiditate mare în sol, automat sucul celular, antigelul plantei este diluat și rezistența se diminuează. Deci din cauza aceasta sunt cazuri când la minus 15-20 de grade cultura de rapiță poate fi distrusă. Cu toate că noi spunem că poate rezista până la minus 25 de grade. Și în afară de aplicarea unor regulatori de creștere în perioada următoare, ce alte tratamente ar mai fi necesare pentru cultura de rapiță?
În principal, numai aceste tratamente, pentru că, pe o parte, cu aplicarea regulatorului de creștere, controlăm și o parte din boli care pot apare. Pe partea cealaltă, aplicarea insecticidelor mă ajută ca să duc cultura de rapiță până la intrarea în iarnă, fără să îmi apară alte insecte. Și, bineînțeles, dacă o duc și curată de buruieri cu aplicarea unor erbicide antigramineice, am, să zicem, o cultură cât de cât bună ca să treacă peste perioada de iarnă. Pentru că la noi factorul, în România, factorul determinant al rapiței este această trecere a ei peste perioada de iarnă. Să sperăm că anul acesta rapița va reuși să treacă bine peste sezonul rece și să fermierii să reușească să meargă mai departe în această cultură fără să fie nevoiți. Și noi sperăm, pentru că vă dați seama că interesul atât al companiilor care vând sămânță, atât al companiilor care vând erbicide, pesticide, dar și al fermierilor este să aibă o producție mare, să o valorifice bine și să încaseze bani. Asta este cel mai important. Dar știți care e problema? De exemplu, citeam astăzi o știre că în România sunt semănate în jur de 380.000 de hectare de rapiță. Dar nu știu dacă cele 380.000 de hectare vor trece peste iarnă sau nu, datorită acestor, să zicem, diferențe de perioadă de vegetație. Și până la urmă, cum ar fi mai bine să fie acum, în momentul la care vorbim, un pic întârziată perioada, stadiul de vegetație un pic întârziat, sau să fie într-un stadiu avansat de vegetație? În ambele situații pot apare probleme, dar totul depinde de cât de lungă este perioada de a se ajunge până în iarnă, pentru că rapița are nevoie să acumuleze în jur de 800-900 de grade de temperatură utilă ca să poată să treacă bine peste perioada de iarnă. Dacă este prea devreme semănată, putem, chiar dacă aplicăm regulatori de creștere, putem scăpa rapița din mână și atunci poate apare fenomenul de butonizare. Apărând butonizarea la rapiță, de fapt, mai bine spus, a tulpinii florifere, rapița devine sensibilă și cel mai mic ger o poate distruge. Au fost cazuri până 2007 sau 2008, când pe sole întinse din Craiova, din Dolj, datorită faptului că au semănat de vreme, s-au trezit cu apariția acestei tulpini, neaplicând regulatorii de creștere. Și atunci toată suprafața, pur și simplu, a fost distrusă în iarnă. Și statistic vorbind, ați reușit să faceți o comparație de la an la an, care ar fi perioada de care ar fi suprafața de rapiță care trece cu bine peste iarnă? Au fost cazuri de la, să zicem, 95%, n-am întâlnit 100%, 95% din suprafața rezista până la 20-25%. Am avut anul, dacă nu mă înșel, 2011, fermierii cunosc foarte bine situația, când s-au semănat în jur de 280.000 de hectare și au supraviețuit peste iarnă în jur de 80.000 de hectare. Deci 200.000 au fost distruse. Dar ceea ce este important este că, față de la alte culturi, nu pierdem un an de cultură, de vegetație. De ce? Pentru că vin în primăvară și pot să reînsămânțez acea suprafață, sigur, cu niște cheltuieli suplimentare, dar vin și o reînsămânțez de obicei cu floarea soarelui și atunci nu pierd un an de cultură. Dacă s-ar întâmpla acest fenomen, să dispară floarea, să zicem, la 7-8 frunze sau porumbul, există posibilitatea ca să nu mai pot să semăn nimic după el și atunci, practic, pierd un an de producție. Sigur, încarc cheltuielile pe hectar, dar totuși am o producție, adică am ceva care să-mi acoperi cheltuielile făcute. Măcar o parte din ele. Dacă floarea este reușită, sigur se acoperă toate cheltuielile, și cele de la rapiță și cele de la floare, pentru că, practic, dacă s-ar distruge în iarnă rapița, vin și aplic numai un disc, semăn și, practic, mă costă cele două lucrări plus sămânța de floare.
Deci asta este ceea ce vin suplimentar ca și cheltuială, pentru că în rest trebuie să vin să-i dau îngrășăminte, trebuie să-i dau erbicide ca și la celelalte culturi. Lăsând deoparte rapița, pe ce suprafață s-a însămânțat în momentul de față grâu și care ar fi perioada optimă de însămânțare? Datorită condițiilor de vreme pe care le-am expus anterior, suprafața de grâu semănată până acum este undeva la 20-25% din cât se vrea în România, aproximativ 2,3-2,4 milioane hectare. Deci nu este o suprafață foarte mare la această dată. Cu toate că, calendaristic vorbind, suntem în perioada optimă de semănat a grâului, mai ales în zona de sud-est a României. Sunt foarte mulți fermieri care se plâng din cauza secetei destul de accentuate și care nu au putut să semene. Exact. Ce soluție mai au ei? Cât de bine este să semene de acum încolo grâu? Deci, sigur, ei pot semăna de acum încolo, chiar până la 1 noiembrie grâu, dar orice zi care se îndepărtează de la perioada optimă de semănat, înseamnă, pe de o parte, pierdere, pe de altă parte, suntem obligați să creștem cantitatea de sămânță la hectar. Pentru că una e să semănăm în perioada optimă și alta e să ne îndepărtăm de această perioadă optimă. Deci trebuie, ca și fermier, să ne luăm măsuri să creștem cantitatea de sămânță la hectar. Care ar fi procentul de creștere în acest caz? Depinde de cât ne îndepărtăm. De la 10% până la 50%, aproape la 100%, ca și cantitate. Pentru că, în mod normal, în perioada optimă, se seamănă în jur de 220-250 de kilograme de sămânță pe hectar. Dar și aici sunt părerile împărțite. De ce? Pentru că unii colegi seamănă chiar mai mult din start ca să asigure un număr mult mai mare de boabe germinabile în condițiile în care merg cu 220-240-250 de kilograme pe hectar, asigur în jur de 500-550 de boabe germinabile pe metru pătrat, ceea ce mi asigură, să zicem, o densitate normală, mai ales prin faptul că plantele de grâu cât și de orz înfrățesc. Și atunci este foarte mult ca să avem această perioadă de înfrățire. Dar cel mai important lucru, mi se pare mie, este ca fermierul să-și aleagă o sămânță de calitate. De ce? Pentru că noi spunem că la autogame, din autogame făcând parte grâu, orzul, dacă semănăm din pătul, producția nu se diminuează. Din păcate este greșit. Se diminuează un 10% direct, ca și pierdere directă, dar pe lângă aceasta mai sunt și alte pierderi. Pierderi indirecte, în sensul că vom avea un număr de semințe cu germinație mai mică. Vom avea semințe afectate de boli și în special prin sămânța de grâu se transmite mălura, fuzarioza, tăciunele. Și atunci, în condițiile acestea, practic îmi duc bolile cu sămânța mea din pătul, le duc către teren. Deci, practic, economia pe care ar face un fermier folosind sămânța de la un an la altul ar fi oarecum inutil în condițiile în care ar crește necesarul de tratamente. Exact, exact. Pentru că ce se întâmplă? Odată cu sămânța duc în sol și aceste boli, dar odată cu sămânța, pentru că sămânța nefiind condiționată, nefiind cumpărată, trimitem în sol și semințe de burieni cu această sămânță neprelucrată. Practic, noi zicem sămânță pentru că o utilizează la semănat, dar nu este o sămânță, practic este o materie luată din consum. Și atunci fermierul pierde pe de o parte că nu și atinge potențialul de producție, pe partea cealaltă trebuie să fie pregătit să-și asume riscul că va avea atac de boli, va avea atac de dăunători, va fi o cultură îmburienată. Deci, practic,
pe de o parte el spune că câștigă, dar pe partea cealaltă pierde. Care? Și vreau să spun că atunci când se cumpără o sămânță, trebuie să uite foarte bine ca sămânța să fie adaptată zonei respective și acest lucru poate afla de la firmele care vând sămânță, dar totodată și ca specialist, dacă un fermier se uită la etichetă, deci nu trebuie să uite la altceva, la etichetă poate să-și dea seama dacă este sămânță de calitate sau nu. Care sunt principalele caracteristici pe care un fermier ar trebui să le caute în acest caz? Păi, dacă ne referim la, direct la ce spuneam eu, la etichetă, în primul rând, numai colorația. Dacă vede colorația la etichetă, poate să-și dea seama ce tip de sămânță este. Pentru că la sămânța certificată 1, la grâu, la ors, avem colorație albastră a etichetei. Același lucru de colorație albastră îl avem și la sămânța F1, la porumb, floarea soarelui. Dacă, în schimb, la autogame avem și C2. C2, la C2 eticheta, în condiția unei semințe bune, avem o colorație roșie. Deci, practic, numai văzând cele două etichete, poți să-ți dai seama, asta este C1, asta e C2. Ce înseamnă C1, C2? C1 înseamnă că este o sămânță cu o puritate varietală mai bună. Asta înseamnă că are un jur de 99,7. Iar în cazul în care discutăm de C2 de etichetă albastră, puritatea varietală este undeva la 99. Deci o diferență. Puritatea fizică este la fel, 99 cu germinația minimă care este 85. Dar în afară de aceste categorii care se pot utiliza, mai e și categoria biologică bază, superioară la cele două categorii sau chiar prebază. Dar uzual fermierii folosesc bază atunci când vor să facă C1 sau C2 și certificată 1 pentru a semăna. La categoria biologică bază discutăm de o etichetă pur și simplu albă. Deci deja numai văzând aceste trei etichete știi exact ce calitate ai în sămânța respectivă. Și totuși, având în vedere și diferențele între atâtea etichete, de ce ar prefera un fermier, lăsând la o parte costurile probabil mai mici, de ce ar prefera o sămânță mai puțin calitativă, mai puțin pură? Pentru că de multe ori fermierii utilizează sămânță bază pentru a produce certificată 1. O parte din sămânța certificată 1 ei o țin pentru ei, pentru a o semăna în câmp, deci practic nu mai dau banii pe sămânța în următorul an, o parte o vând tot ca sămânță. În condițiile în care nu o vând ca sămânță, presupunem că este un excedent de sămânță, pot să o dea foarte ușor la consum. Diferența nu este foarte mare dintre sămânță și consum, ca și preț. Pe partea cealaltă, dacă ne referim la cei care iau C2, iau, bineînțeles, la un preț mai mic apropiat de sămânța de consum. Deci, diferența nu este foarte mare și atunci își permit și cei care au mai puțin bani în buzunar să cumpere sămânță. Dar ceea ce este mai interesant este că această sămânță, depinzând de soiile pe care le utilizăm, poate fi ca și cantitate diferită la hectar. Pentru că soiurile mai clasice, discutăm de un 220-250 de kilograme la hectar. Celelalte care sunt mai, să zicem, mai intensive, discutăm de o cantitate de 120-170 de kilograme la hectar. Pentru că au un grad mai ridicat de înfrățire. Și mai nou în piața românească a apărut sămânță hibridă. Sămânță hibridă la grâu, ceea ce înseamnă că utilizăm o cantitate mult mai mică de sămânță la hectar, în jur de, să zicem, 70-80 de kilograme față de 250. Vă dați seama, sigur, este mult mai scumpă, dar în așa fel încât asigurăm, în cazul seminței hibride, 120-150 de boabe germinabile. Aceasta are o capacitate foarte mare de înfrățire. Vom continua discuția după o scurtă pauză publicitară.